seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Idei în Actualitate. Așa cum vă anunțam, în această seară ne adresăm tot doamnelor, nu numai lor, dar majoritar doamnele fac parte din subiectul nostru din această seară, pentru că vom vorbi despre violența domestică. Am fi vrut să facem înainte de 8 martie, dar întâi am lăsat lucrurile și această sărbătoare care nu este doar a feminității, este și a inteligenței, și a forței, și a bătăliei femeilor de-a lungul secolelor pentru a reuși să înlăture discriminarea și să obțină egalitate de șanse. Pentru că trebuie să vă amintesc, v-am spus-o și aseară, în România abia din 1938 femeile au drept de vot. Și în 1906 Finlanda a fost prima țară. Acestea sunt drepturile. Dar dincolo de acest lucru, sunt multe alte situații în care femeile încă nu știu ce drepturi au, nu știu ce li se cuvine. Unul dintre ele se leagă de violența domestică. Și pentru că astăzi este 9 martie și cumva în folclor se spune că ar fi ziua bărbatului și că astăzi ar trebui să bea 44 de pahare de vin cu degetarul, să sperăm că mulți dintre ei nu vor considera că trebuie să meargă acasă și să aplice tratament discriminatoriu celor care le sunt alături în viață. Așa cum se întâmplă, din păcate, în foarte multe situații, când violența fizică sau violența psihică domină multe din familiile din România și nu numai. Aș vrea să încep înainte de a vă prezenta invitata mea din această seară cu un extras din raportul anual de activitate al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Justiție și Casație, care atrage atenția asupra numărului mare de infracțiuni grave comise între membrii de familie. Omor, viol, loviri sau alte violențe și vătămare corporale, ceea ce impune cu necesitate acțiuni de prevenire din partea autorităților și a organizațiilor non-guvernamentale. Pentru mai multe detalii, sigur că o să vedeți noastră în această seară ce vom face și am bucuria să am alături de mine pe doamna subcomisar Bianca Enăchescu de la Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității. Bună seara, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur că ne cunoaștem în persoană și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în această seară. Mulțumesc. Am facem această emisiune pentru că există la ora actuală o campanie națională sub genericul Aripi Frânte, o campanie desfășurată, derulată de Poliția Română în parteneriat cu un ONG, Asociația Necuvinte, și această campanie națională, considerată de către unii ca fiind cea mai amplă prin numărul mare de tipărituri și prin faptul că aceste tipărituri au ajuns în toate județele și vom vedea ce se întâmplă cu ele, își propune să informeze persoanele, femei sau bărbați, care sunt supuse unui tratament discriminatoriu, sunt victimizate în familie, sunt lovite, sunt abuzate, că există soluții. De campanie, normal, la nivelul fiecărui județ se ocupă tocmai acest birou de analiză și prevenire a criminalității. Cum și ce înseamnă această campanie? Poate ne dați câteva detalii despre campania Aripi Frânte. Campania vine în urma unui studiu făcut în anul anterior de către Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității prin intermediul nostru al celor din teritoriu. Un studiu făcut exact pe urmele de dosar pe violență în familie, toată gama de infracțiuni pe care dumneavoastră le-ați enumerat mai devreme. Acest studiu a scos în evidență faptul că sunt o grămadă de aspecte pe care populația nu le cunoaște. Motiv pentru care s-a considerat că ar fi oportun să se facă o informare atât în mediul urban cât și în mediul rural și în toate mediile sociale. Întrucât acest fenomen este un fenomen întâlnit în toate mediile sociale. Nu vorbim de oameni cu mai puțină educație sau oameni cu situație materială sau financiară precară. Nu, vorbim de toate din mediile. Păcate, din așa păcate, este, da. Este un fenomen care se întâlnește în toate mediile. Și ce se întâmplă în această campanie? Poate ne dați câteva informații. Această campanie, pe lângă partea de media, da, spoturile care rulează la nivelul televiziunilor naționale, spoturile audio care rulează pe radio, presupune distribuirea unor tipizate, unor afișe și a unor broșuri în tot ceea ce înseamnă unități publice, în unitățile de învățământ, în unitățile medicale, la medicii de familie. Sunt trecute câteva informații
absolut importante despre ce are de făcut o persoană care este victima violenței în familie, unde poate să solicite ajutor și prin aceste afișe se mediatizează cumva și datele de contact ale colegilor noștri care intră practic în contact direct cu aceste persoane care sunt victime ale violenței în familie. Pe Adică acelea. este un ghid în care sunt date, cum să spun, despre importanța și despre ce trebuie să facă victima violenței domestice și aceste afișe care sunt la ora actuală distribuite la nivelul județului Vâlcea? Aceste afișe au fost distribuite de către noi tuturor colegilor noștri din teritoriu, atât la secțiile de poliție, cât și la polițiile orășenești, municipale și orășenești. Colegii noștri de la secțiile de poliție urmează să le distribuie către posturile de poliție. În mediul urban a fost cam 80% acoperită toată zona și au fost distribuite, au fost afișate aceste Unde au fost materiale. afișate? Eu în Râmnicu Vâlcea n-am văzut pe nicăieri. Din ceea ce știu eu, la nivel de Râmnicu Vâlcea, undeva la 70% dintre ele au fost afișate pe zona Ostroveni, la asociațiile de proprietari, Exact, asta că e important să fie la la CIRCA din asociații, Ostroveni, la... la cabinetele medicale, urmează și unitățile de învățământ. Asta cred că se va întâmpla chiar săptămâna viitoare. Este o activitate pe care o vom desfășura și noi în colaborare cu Biroul de Ordine Publică de la nivelul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea. După care vom desfășura activități zonal, noi eu și împreună cu colegii mei de la birou și cu colegii de la Poliția de Proximitate și colegii de la posturile de poliție. Aceste activități vor fi, cred eu că se va desfășura una pe săptămână pe fiecare dintre zonele județului, pe zonele de arondare. E foarte important pentru că eu am trecut prin câteva din comunele județului, primiseră materialele din diverse motive, încă nu erau puse nici la primărie, nici la dispensar, nici la școală, nicăieri nu erau încă. Dar probabil că era încă. Activitățile sunt în derulare, campania abia ce a debutat și va ține până la sfârșitul anului. Materialele sunt destul de multe, nici nu se vor afișa toate. Noi, de exemplu, am primit la nivelul județului Vâlcea 40.000 de afișe. Vă dați seama că nu o să le afișăm din prima lună pe Ca toate, să în fie timpul că distruse, știți și da. noastră că se distrug afișele, motiv pentru care va trebui să le tot reînnoim până la finele anului. Bun, e foarte important să știe și să se oprească cei care au nevoie să vadă astfel de lucruri. Aveți niște statistici în legătură cu județul Vâlcea, cum stăm în privința aceasta, mai ales că tot parteneriatul acesta, Asociația Necuvinte, a obținut ordinul de protecție, o modificare a legislației privind obligativitatea emiterii în 72 de ore a ordinului de protecție. Aveți o statistică? În general, am înțeles că la nivel de România, și există date oficiale în acest sens, a avut foarte mare efect această prevedere legală, această modificare legislativă. Da, din punctul nostru de vedere, ordinul de protecție este un instrument relativ nou pe care populația încă nu îl cunoaște. Încă nu putem să spunem că măsurăm efectele acestui instrument legislativ, dar se va cunoaște și o să vedem efectele, cred eu, undeva în 3-4 ani, ce înseamnă acest ordin de protecție. Nu aș putea să vă dau o statistică pe ordinele de protecție. Statisticile acestea Dar pe sunt la violență domestică, nivelul cumva, pe tribunalului. violență. Dar pe violență domestică pot să vă dau câteva cifre din situația operativă înregistrată la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție pe 2016, comparativ cu 2015, pe principalele tipuri de infracțiuni. Și anume, ca și total, avem o creștere de 48 de infracțiuni, respectiv de la 627 înregistrate în anul 2015 la 675 înregistrate în anul 2016. Procentual putem spune că nu sunt așa multe, însă avem 675 de infracțiuni pe violență în familie, Așa da? este, da. Raportat la o populație de mai puțin de 400.000 de locuitori. E destul de trist.
Da, dar aceasta cumva, este doar cifra oficială. E cifra oficială, pentru că mai este acea parte neagră a celor care nu depun. Asta este cifra oficială a celor care au depus plângere. Da. Și de aceea sunt și înregistrați, pentru că aveam și eu din extras din situația statistică a persoanelor și a infracțiunilor prevăzute de legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie în anul 2016. Și exact cum spuneați și dumneavoastră, în județul Vâlcea, 675 de fapte sesizate, doar 33 de ordine de protecție emise. Probabil că doar 33 de persoane s-au adresat judecătorului. Nu, 33 de ordine de protecție emise, asta înseamnă că deja se pun în executare. Dar 33 de persoane au beneficiat de acest ordin. Este 502 probabil din aceste fapte sunt comise în domiciliu. Vă dați seama? Acolo unde persoana ar trebui să se simtă cea mai în siguranță. Da, pe de altă parte este explicabil. Vorbim doar de fenomenul de violență în familie și atunci este și un specific cultural, da, și ne pretindem și educați, noi ca popor, și atunci este normal ca acest comportament violent să se întâmple în spatele ușilor închise. Da? Restul, diferența aceea mică pe care dumneavoastră ați sesizat-o, este probabil la nivel de stradă sau mai știu da, în mediul public. Iar dintre aceste infracțiuni, 576 autori de sex masculin, că de aceea se dă de vorbă cu cineva și îmi spunea, dom'le, dar și bărbații sunt victime. Da, sigur, pot fi și bărbații victime, dar preponderent femeile scad victime acestui fenomen de violență domestică și sigur au de suferit și din 502 fapte comise la domiciliu, 576 autori de sex masculin, adică e cumva e înfiorător ce se întâmplă în, din, când se ajunge la emiterea ordinului de protecție, cine urmărește respectarea ordinului de protecție? În mod normal, instanța transmite acel ordin de protecție polițistului sau poliției pe raza poliției care arondează practic acea zonă. Da? De exemplu, ordinul de protecție emis de judecătoria Vâlcea este pus în executare de colegii noștri de la poliția municipiului Râmnicu-Vâlcea, în special de colegii de la proximitate, din ceea ce cunosc eu. Vă dați seama că este un instrument foarte nou și pentru noi. Da? Și atunci se consumă, din punctul meu de vedere, grămadă de resurse, și resurse umană și timp, tocmai pentru a realiza tot ceea ce ne stă în putință. Întrucât este un ordin emis de instanță, iar sigur, el trebuie executat de îndată și întocmai. Ca să revin la cifre, dacă îmi permiteți. Da, vă rog. Avem pe anul trecut două infracțiuni de omor în familie. Creștere cu 1 sau cu 100%. Da, avem și anul acesta, nu chiar în familie, dar oricum. Am avut o victimă în Inătești, o tânără care a fost ucisă de către cineva care considera că are drept de viață și de moarte asupra ei și a depus sesizări și acum ultima o incendiată, iarăși o tânără. Aș fi curioasă, am și uitat să vă rog să verificați dacă aceasta din ultimul caz acum o fi depus plângere la poliție. O fi sesizat poliția asupra comportamentului iubitului ei. Nu știu. Da, informații despre caz. Însă ceea ce pot eu să vă spun din aceste cifre este faptul că, deși nu pe acest fenomen, pe alte fenomene infracționale, înregistrăm scăderi, putem observa că ele cresc în intensitate absolut alarmant. Da? Ok, avem o scădere la vătămarea corporală. Da? Dar ce vă citeam din raportul parchetului, care... Da, exact. Cifre oficiale, adică... Sau avem scăderi, de exemplu, la infracțiunile de amenințare, de la 32 în 2015 la 17 în 2016. Această cifră... Sesizate. Sesizate, da, corect. Această cifră poate să ne arate pe de-o parte că nu mai avem fenomen, sau poate să ne arate pe de altă parte că este exact ca un foc care arde mognit. Da? Sunt situații în care victimele ajung la noi, își depun plângere, apoi și o retrag, da, și ne trezim cu o situație mult mai gravă peste o perioadă de timp. Pe de altă parte, colegii noștri de la proximitate și cei de la posturile de poliție, cei din mediul rural, au în evidență o serie de stări conflictuale. Sunt situații în care pot să intervină, pentru că legea ne permite, sunt și situații în care nu putem interveni și știți dumneavoastră foarte bine de ce. De ce?
putem intra să intervenim fără un mandat sau fără solicitarea victimei de a interveni? Nu se poate interveni. Da, deci victima trebuie să sesizeze. Da, nu înțelegeam, știam acest, mă gândeam că vă referiți la altceva. Oricum, ascultându-vă, mi-am propus să o spun public, ca, pentru că dumneavoastră cei de la prevenire sunteți cei care trebuie să informați, chiar prin denumire, să reușiți în legătură, în parteneria cu ONG-uri, singur, pentru că e o activitate care presupune eforturi și bani, știi, inclusiv aceste imprimate, inclusiv o să vedeți noastră, o să vă prezentăm și un film care merită să fie văzut, unde pot să ajungă lucrurile în condițiile în care acceptăm conform unui cutume culturale greșit înțelese violența și abuzurile. Dar cei care trebuie să aplice, inclusiv ordinul de protecție, inclusiv intervenția la sesizare, sunt cei de la ordine publică prin serviciile respective și îmi propun chiar să am o emisiune și acolo ca să, pentru că sunt foarte multe situații care trebuie să fie cunoscute și oamenii trebuie să fie informați. Picătura aceea fir cu fir de nisip, să aibă încredere. Pot să aibă încredere că odată sunând la 112 vine cineva la sesizarea lor? Pot să aibă încredere? Garantat cineva va veni la sesizarea lor. Ce pot eu să vă spun? Din experiența mea și din relațiile de serviciu pe care le-am cu colegi de-ai mei care lucrează în zona asta, este faptul că foarte mulți dintre ei, atunci când intervin la cazuri de violență în familie, dau mai mult decât le permite funcția. Da? Sau mai mult decât ar trebui să facă. Și anume, sunt colegi de-ai noștri care intervin la violență în familie și caută soluții, da? Chiar și în timpul liber, ca să acorde găzduire victimelor. Da? Sunt colegi... Dar să știți că nu trebuie să acorde găzduire. Victima, dacă obține ordinul de protecție, agresorul este obligat să părăsească domiciliul. Și ordinul de protecție impune să nu se mai apropie de domiciliu atâta vreme cât acest ordin de protecție funcționează și victima își menține. Dar sunt convinsă că oamenii noastre caută soluții, mai ales că, da, Bianca, chestia, sunteți tânără. Eu mi-aduc aminte că ani de zile poliția ridica din nume și spunea până la ușă, n-avem cum să ne băgăm în... Adică, ce e în casa omului? Ia uitați, 502 din fapte sunt comise în domiciliu, că de aceea e violență domestică. Trebuie să existe, să spargem și această... Și mai ales acum, legislativ, se poate. Nu mai este... Legislativ se poate. Pe de altă parte, trebuie să înțelegeți că și acest instrument are niște limite. Ca orice instrument. De primul eveniment de violență care ajunge în atenția noastră, ordinul de protecție se depune la instanță. Da? Prin urmare, trebuie să existe un probatoriu. Sunt foarte multe victime care nu au niciun fel de probatoriu. Vecinii refuză să le acorde sprijin, da? Prin a veni și a participa, da? Ca martori în proces. Nu au un certificat medico-legal pentru că acela costă. Da, pe de o parte, pe de altă parte, pentru că ne este rușine să mergem la medicină legală și să ne solicităm. Da, este un aspect, rușinea care duce la drame. Din păcate, da, aceasta este realitatea. Și atunci ajungem să ne dorim să obținem un ordin de protecție, dar nu avem cum să arătăm realitatea pe care noi am trăit-o. Da? Nu avem cum să ne justificăm această solicitare instanței. Și atunci, pe bună dreptate, nici instanța nu poate să ne dea câștig de cauză. Motiv pentru care, apropo de ce spuneam, s-ar putea ca după această campanie, în mod firesc și logic, să ne trezim ca în acest an să avem creșterea acestui fenomen infracțional. De ce? Pentru că populația se informează și apelează la autorități. Creșterea va fi poate un semn bun, pentru că ele există și acum, dar nu sunt sesizate. Deci, credeți, vă spuneam înainte de emisiune că am auzit lucruri aberante în familii în care soțul a pus lacăt pe frigider ca soția să nu mai aibă acces, soția casnică. Sau plecând la muncă undeva în mediul rural, a pus în bucata de salam scobitori ca să vadă dacă nevasta lui a mâncat în lipsa lui o bucată de salam. Adică chiar nu i-a dat un pumn, dar asta este un tratament inuman și e o violență psihică
și o agresiune asupra vieții și normalității vieții acelui om. Eu cred că informarea aceasta, dumneavoastră aveți o misiune foarte grea. Trebuie insistat, chiar dacă va crește numărul, nu e o pată în statistice politice. Din contră, asta înseamnă că ați conștientizat mai multe victime că au dreptul să se apere și că au dreptul să trăiască normal, nu să fie bătute, nu să ajungă la situații aberante. Tocmai, acesta este scopul nostru, de a evita să ajungem la situații grave, da? Situații în care înregistrăm omor sau tentativă de omor. Faptul că ne vor crește aceste plângeri sau numărul lor este probabil, însă nu ne oprește asta, nu ne raportăm doar la statistică. Statistica de cele mai multe ori nu poate să ne spună foarte multe. Nu, dar ascunde drame și oameni. Cifrele acelea ascund oameni și fiecare, drame. Fiecare caz în parte, da, poate arăta altă fațetă a acestui fenomen. Da, e interesant și o să continuăm după câteva minute de publicitate, o să continuăm dialogul cu doamna subcomisar Bianca Enăchescu de la Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității. Este un fenomen despre care vă promit că vom vorbi mai mult timp, pentru că sunt convinsă fiecare dintre noastre, dacă priviți în jur, vă loviți de astfel de cazuri și e momentul să nu mai fim indiferenți. Dacă am devenit ceva mai sensibili în privința dramelor prin care trec anumiți copii în anumite familii și ne-am luat inima în dinți și am văzut și acțiunea de la prefectură inițiată extraordinar, am vorbit cu doamna doctor Lili Pasat și cu domnul prefect Renga și știu că v-ați implicat în... Dacă suntem mai sensibili la copii, nu trebuie să tratăm cu indiferență și ca pe normalitate, nici măcar... așa, e casa lor, se bat, se ceartă, sunt ei, așa fac ei mereu. Nu, e chiar așa, că până la urmă, odată nu se mai deschide ușa. Publicitate și revenim. Din nou în direct, doamnelor și domnilor, vă reamintesc invitata mea din această seară, doamna subcomisar Bianca Enăchescu de la Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității. Vorbim despre o campanie națională a Poliției Române în parteneria cu Asociația Necuvinte, o campanie de prevenire a violenței domestice, aripi frânte, se va derula pe întregul an. Am discutat până acum cam în ce stadiu e, ce urmează să faceți pe parcursul acestui an sau în următoarea perioadă? Suntem la stadiul de inițiere a unor demersuri importante, spunem noi. Unul dintre ele se va derula în parteneriat cu Serviciul de Probațiune și anume vor fi făcute niște activități cu persoanele aflate în supraveghere, cele care au primit cu agresorii. Cu agresorii care au primit pedepse cu suspendare. Ne-am gândit noi că... Sigur, trebuie lucra pe ambele laturi, până la urmă, conștientizarea victimilor, dar până la urmă trebuie lucra și la psihologia agresorului și cred că această năsprire a legii e bună, că el trebuie să se sesizeze, mai ales dacă a primit o pedeapsă, că ceva nu e. Poate că o barieră în obiceiul ăsta popular, că femeia... Dacă nu o bați, nu e... Dar bine, nu e numai obicei popular, că așa cum spuneam în toate mediile. Deci veți lucra și cu agresorii, cu cele care au primit pedepse cu suspendare. Da, deși un coleg de-al meu, numai departe de săptămâna trecută, îmi spunea că a observat că eu nu cred în schimbare, un coleg drag mie, pot să spun că, din punctul ăsta de vedere, cred că ne putem schimba. Noi, foarte ușor, foarte încet, schimba. Foarte încet. Încet, dar... da, cu pași mărunți, dar nu este imposibil. Da? Iar această schimbare o putem determina fiecare dintre noi, nu neapărat noi poliția. Da? Deși este în premieră prin conștientizare. Pentru noi este în premieră să lucrăm cu agresorii pe zona asta. Da? În general facem prevenire antivictimală, da? Mai puțin prevenire antiinfracțională.
Dar de data aceasta cred că avem o echipă și vom face o echipă cât se poate de ok și vom putea desfășura aceste activități și vom avea și rezultate. Iar pe de altă parte, cel de-al doilea demers pe care noi încă îl inițiem este la stadiul de tatonare. Se va face un curs de pregătire cu colegii noștri care acționează în mod direct, care intră în contact cu victima. Și care trebuie să și urmărească aplicarea ordinului de prevenire, de prevenție. Da, se va face un curs în care ei vor fi informați foarte bine ceea ce referitor la acest ordin de protecție, pe de altă parte la toate structurile și toate organismele care oferă suport victimelor. În momentul în care toată lumea va cunoaște ce are de făcut, nu ne mai rămâne decât să și acționăm. Da? Și atunci vom culege și roadele. Roade pe care zic eu că această campanie le va culege în vreo 3 ani. Sigur, sigur. Și că asta este un pas, urmează alții. Cu siguranță sunt niște începuturi în care, dincolo de vorbe, iată, sunt și niște fapte. Ordinul de protecție, campanie națională, probabil alte modificări legislative care să protejeze, să asigure o protecție mai mare, pentru că, revin la informația pe care o aveam, a crescut numărul faptelor cu violență. Și chiar dacă nu este o creștere, să spunem așa, geometrică, și câteva cazuri în plus arată că ceva nu este în ordine, că și mai este acea parte gri, ca și în economie, a celor care îndură și tac și care nu... Exact. Aceste creșteri ne pot arăta, așa cum bine încercați noastră să evidențiați, faptul că oamenii au acces la informație, știu ce au de făcut și acționează în consecință. Da? Iar aceste cifre pot să ne arate, de fapt, o creștere a nivelului de informare nici de cum a fenomenului violenței sigur, în familie. Sigur, da. Din reacțiile de până acum din interiorul colegiului noastră, cum îi vedeți? E bine primită campania? E nevoie de așa ceva? Considerați că e nevoie să existe mai multă informare pe domeniu? În mod evident este nevoie de mai multă informare și este nevoie de o informare continuă. Da? Din punctul meu de vedere, dacă această campanie se va opri la finele acestui an, nu o să avem rezultatele scontate. Niciun va trebui caz. Să continuăm mulți ani de zile ca să putem să ne schimbăm. Cu adevărat, da. Cu adevărat, da, da, evident. Câți oameni sunteți? Nu vă supărați pe mine, că eu sunt convinsă că multe lucruri, dincolo de bariera celui care nu vrea să se implice, care e mai puțin așa, există foarte multă deschidere. Foarte mulți oameni spun, poliția. Și când discuți așa, poliția, câți oameni sunteți? De exemplu, la prevenire, câți oameni sunteți? La prevenire, în momentul de față, suntem 5 oameni. Deci 5 oameni, da. Care trebuie, pe diverse paliere, că nu este singura campanie și singura activitate. Da. E vorba de birou de analiză și prevenirea criminalității. De criminalitatea înseamnă multe domenii. 5 oameni care trebuie să acoperi județul în acest domeniu. Da. În acest domeniu și multe altele. Și multe altele. Da, în acest an, de exemplu, Poliția Română are 2 priorități naționale. Una reprezintă la nivelul nostru, al județului Vâlcea, programul local de prevenire a delincvenței juvenile și victimizării minorilor. Da, foarte important. Iar cel de-al doilea program este programul de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului. Iarăși important. Noi avem ca module la nivel de județ infracțiunile de furt din locuințe, din societăți comerciale și din autoturisme. Pe lângă aceste 2 programe, pe lângă campania despre care noi am discutat în această seară, avem campania Teddy, care este o campanie dedicată copiilor din clasele primare și se desfășoară la nivel județean. Am văzut că aveți o colaborare foarte bună și cu inspectoratul școlar și chiar firesc. Avem o colaborare foarte bună cu inspectoratul școlar. Ne cunoaștem deja de foarte mulți ani, știm exact fiecare ce are de făcut. Am primit sprijinul dumnealor întotdeauna, avem deschidere și atunci ne putem face activitățile foarte bine. Mai mult de atât, pot să vă spun că după această perioadă de 11 ani de când sunt eu la prevenire, pot să vă spun că în momentul de față nu mai trebuie să ne ducem noi către unitatea de învățământ. Da? Nu trece zi în care noi să nu primim solicitări de la unitățile de învățământ pentru a participa la diferite activități.
E foarte important dacă sunt de mici conștientizați despre anumite lucruri, dacă educația civică făcută de mic poate să dea mai mult roade decât aici unde lucrăm pe un material matur, cu deja cu concepțiile formate, dar nu e imposibil. Adică îmbinarea schimbării și sădirii în mentalitatea tânără a copilului a unor idei foarte clare asupra drepturilor, datoriilor, conștientizarea lor pe diverse paliere, plus încercarea de a ameliora starea maturilor care se află pe diverse stadii și în diverse zone de infracționalitate sau de abuz sau de violență sau alte lucruri, cred că toate acestea trebuie să meargă mână în mână. Cinci oameni, mi se pare aproape. Da. Da, până nu de mult am fost trei, doi, la un moment dat chiar am rămas singură în această structură. După cum vedeți, noi suntem puțini. Da, dar activitatea noastră este esențială. Este absolut esențială. Vă imaginați că nu desfășurăm doar noi biroul de prevenire, activitatea de prevenire. Activitatea de prevenire o fac de la colegii noștri care sunt în stradă la poliția rutieră și fac prevenire, fac și combatere, da, sau constatare. Dar fac și prevenire prin simpla prezență în stradă și fac prevenire pe linie rutieră. Prevenire fac colegii noștri de la ordine publică, prevenire fac până și colegii noștri de la investigații criminale. Avem o colaborare foarte bună, de exemplu, pe disparițiile de minori lucrăm colegii noștri de la investigații criminale. Da? Care, până la urmă, ei sunt specialiștii pe așa ceva, Sigur. și nu am putea să desfășurăm activități la maniera la care le desfășurăm fără ei. Și atunci, activitatea de prevenire, zic eu, cred că undeva la 80% din personal o desfășoară la o scală mai mică, dar în rezultatele pe care noi le înregistrăm la nivel de județ, zic eu că fiecare își are contribuția. Da, aș vrea să revin cu niște informații, că eu spun că de aceea spuneți dumneavoastră că acțiunea este la început, au început să se repartizeze materialele promoționale, ghidurile și afișele care vor fi bine afișate, pentru că din cele 675 de infracțiuni pe violență sesizate anul trecut, fapte penale sesizate, este numărul aproximativ este egal între urban și rural. Lumea spunea, domne, acolo la țară, unde omul e neinformat, neinstruit și are concepțiile alea vechi, că nu, nu. Violența se manifestă în toate mediile sociale, toate stările și toate gradele de educație. Nu există. Da, de acord cu ce spuneți dumneavoastră. Pe de altă parte, comunitățile rurale, toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Ne cunoaștem noi Da, dar nu mai există în acest rușinea. oraș. Altădată, în comunitățile rurale, era rușinea față de vecinii și față de reacția comunității la faptele urâte. Acum a cam dispărut rușinea. Da, corect. Nu neapărat că a dispărut rușinea. Din punctul meu de vedere, cred că începem ușor, ușor să înțelegem noi, ca popor, faptul că este foarte importantă calitatea vieții, da? Din acest prezent. Da? Nu ce spune vecinul X, nu ce spune vecinul Y, da? Ci efectiv calitatea vieții pe care noi avem în acest moment. Și atunci, cumva, luăm atitudine, da? Față de momentele în care nu ne este bine. Nu mai este o rușine, apropo de mediul rural și de violența în familie, nu mai este o rușine ca o femeie să se separe de soț. Da? Da, dar pe Până nu vremuri de era mult, ceva divorțul îngrozitor. era de-a dreptul tabu. Da. Da? Am văzut reacțiile la cazul ăsta de la bărbătesau sau care a fost ultimul cu copiii aceia, cazul prin programul de la prefectură. Reacții, a fost sesizarea a fost o sesizare, dar erau oameni care au fost colegii mei, au filmat, au luat, care spuneau, de ce se bagă în familia omului? Când copiii aceia stăteau într-o mizerie înfiorătoare, copilul mic cu tatăl aproape că putea să-l sufoce, Dumnezeule, deci dar am văzut și oameni care au reacționat și iată au semnalat și au sesizat și un rol mare l-au autoritățile locale, primăria Cel mai important rol. care își cunoaște foarte bine comunitatea.
Da, pe lângă primărie funcționează așa zisele spasuri, adică este o persoană cu atribuții de, pe linie de Asistentă. asistență socială. În mod normal, acea persoană nu ar trebui să primească ca sarcini de serviciu altele, da? Ci doar cunoașterea comunității și a nevoilor membrilor Și a comunității. stării anumitor cazuri, situații verificate periodic, Exact, da. exact. Și atunci, dacă asistentul social face o echipă foarte bună cu polițistul de la postul de poliție, cu medicul din comunitate sau medicii de familie, cu preoții, da? Atunci aceste cazuri nu ajung Situații în grave. situații grave. Da? Nu ne trezim că am avut un omor sau un abuz sexual. Sau dacă avem un abuz sexual, îl găsim din fașă. Da? Nu ne trezim în ultimul moment. Da? Când lucrurile sunt mult prea grave și pentru a trata acea situație, da, respectiv pentru a trata victima, costurile sunt extraordinar de mari. Așa este. Acum, noi avem un film, durează cam 30 de minute, aripi frânte. Filmul a fost realizat în închisoarea de la Târg Șor. Sunt date despre violența domestică și o să vedeți, filmul este realizat de Asociația Necuvinte, tot în parteneriat cu Poliția Română. O să vedeți unde duce lipsa de reacție a victimelor. Exact. Acumulările acestea duc la crimă, duc la distrugerea vieții personale a celui care comite fapta, a celui care a fost agresor, dar și a întregii familii. Nu se răsfrânge doar asupra lor. Și v-aș mai întreba cumva, deci ce urmează în campanie? A spus că veți avea cam o activitate pe săptămână pe zone și pe cartiere. Cam de când începe această acțiune? Aceste activități vor începe exact de săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare, în întreg județul, să urmăriți oamenii de la prevenire, de la Inspectoratul Județean de Poliție, alături de echipele locale și să urmăriți materialele, ghidurile și mai ales afișele, care sunt foarte importante. Opriți-vă câteva minute în fața lor și meditați asupra lor. Ce ar mai fi de spus? Ce ați transmite oamenilor? Să aibă încredere, să apeleze la poliție, ce l-ați transmite? Le-aș transmite să ia atitudine. Da? Este confortabil să nu luăm atitudine, să ne facem că nu vedem. Pe Să de altă închidem ochii. parte, suntem și autori morali. Așa este, tăcând Da? și Și complicitatea atunci, aceasta. dacă fiecare dintre noi vom lua atitudine, probabil că ne vom revedea peste câțiva ani și o să vă spun, da, am luat atitudine. Eu cred că ne vom revedea mai repede, doamna Bianca Enăchescu, și vă reamintesc, doamnelor și domnilor, este o parte a acestui proces. Această campanie națională, sigur, este promovată prin Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității, este aplicată de la Ordinul de Protecție până la chiar și prevenire la fața locului de către Biroul de Ordine Publică și cei care sunt poliția de proximitate, Toate structurile de toate ordine structurile publică. care țin de ordine publică, și atunci ne propunem ca în viitorul apropiat să facem o emisiune și cu cei care se confruntă direct cu sesizările, se duc la fața locului și constată ce se întâmplă, pentru că așa este, cu cât vom fi mai informați și vom vorbi mai mult despre aceste lucruri, cu atât avem speranța să conștientizăm cât mai multă lume, victime sau asistenți taciți la aceste întâmplări, care spun nu mă interesează, nu mă bag în familia altuia sau nu mă uit peste gardul vecinului, decât dacă are roșia mai mare decât roșia din grădina mea. Glumesc. Mulțumesc tare mult că ați acceptat. Rămâneți alături de noi. După o scurtă pauză de publicitate, vă invităm să urmăriți documentarul Aripi Frânte, un documentar realizat în penitenciarul de la Târg Șor. Poveștile, priviți-le cu atenție, priviți chipurile acestor femei care o să vedeți de ce au ajuns să ucidă, să ia viața partenerului. Ele sunt filtrate artistic pentru că amănuntele îngrozitoare ale acestor întâmplări uneori nu pot fi spuse, dar trebuie să înțelegeți din poveștile lor ce înseamnă să fii indiferent sau să suporți violența și abuzul. Mulțumesc încă o dată! Și eu vă mulțumesc.
bătaia este ruptă din rai este un mit care, din păcate, se perpetuează de la o generație la alta. Mi se pare doar o expresie. N-am crezut niciodată în acest proverb. Așa e. Bătaia e ruptă din rai. N-are nicio legătură cu raiul. E dat afară de acolo. Poate să devină scuza unei persoane care are o stringentă nevoie de a-și manifesta puterea prin... în special violență fizică, dar nu numai. Părinții, în general, o pun în practică cu copiilor. Și nu cred că este un lucru care ar trebui să se întâmple nicăieri. Pentru că asta face, de fapt, bătaia, rupe, distruge încrederea în tine, încrederea în ceilalți, visele proprii, afectează capacitatea de a crea relații sănătoase. Să te afli față în față cu o bătrânică de 61 de ani plecată de acasă cu hainele de pe ea, de frica de a nu fi ucisă cu toporul de propriul fiu. Teama, teroarea de iminența morții a fost extraordinară. Așa ne-am născut. În toți, în fiecare dintre noi, inclusiv în mine, există toate elementele, și pozitive și negative. Drept dovadă că există și impulsul agresivității. Și știm din situații de viață, de pe unde am fost, de la oamenii pe care i-am cunoscut, că avem cu toții momente în care ne vine să cedăm acestor impulsuri și măcar teoretic sau în gând i-am trage un pumn unei persoane care ne enervează. Asta nu înseamnă că un om cerebral, un om echilibrat și cu atât mai mult un om echilibrat emoțional, care se simte bine în pielea sa și își cunoaște valoarea, va ceda vreodată acestui impuls de moment, în principiu, dacă nu este patologic. Cred că vine și dintr-o educație greșită, cum că bărbatul este cel care hotărăște, cum că femeia este cea care trebuie să asculte, o atitudine și un gen de educație care trebuie să înceteze. A venit momentul în care să lăsăm în urmă astfel de practici și să plecăm de pe poziții egale. La televizor vezi foarte multe chestii, și în filme vezi foarte multă violență și când vezi aceste chestii zici, așa suntem noi oamenii. Sunt atât de revoltată ori de câte ori mă lovesc de așa ceva. Așa o furie crește în mine și așa o frustrare și așa de mult îmi doresc să pot cândva pentru copilul meu sau pentru un om lovit pe care îl întâlnesc să pot să fac ceva și să-i arăt că de fapt de iubire are nevoie și nu de bătaie. Se spune că suntem construiți diferit și din păcate suntem educați diferit. Și din ce știu, din ce am văzut și din ce am trăit personal, în România chiar suntem educați diferit. Pentru că sunt mai inofensivi și mai ales copiii sunt inofensivi, nu știu ce se întâmplă și nu au acea putere care o are bărbatul. Dacă tu nu ești suficient de puternic încât să pleci de acolo, să te smulgi de acolo și să încerci o altă cale, pentru că asta s-a dovedit deja perdantă, și cei mai mulți sunt în situația asta, cred că e foarte mare nevoie de oamenii din jurul tău. Să își dea seama că există viață și după acest bărbat. Părintele care este victimă ar trebui să înțeleagă că viața lui este foarte importantă și că este unic și că nu trebuie să-i ofere copilului lui un exemplu de neputință, trebuie să-și găsească forța de a crede în el și în schimbarea pe care el poate să o aducă în viața lui. Chiar dacă ar trebui să o ia de la zero, chiar dacă ar trebui să învețe altceva, o altă meserie, să-și schimbe locuința, să plece în altă parte, într-o altă localitate sau să plece din țară, ce alege el? Dar are opțiuni. În secunda în care a ridicat mâna să te lovească, pleci și nu te mai întorci niciodată. Sunt una dintre femeile care la un moment dat a plecat dintr-o situație care putea să devină abuzivă cu hainele de pe mine. 3 săptămâni am spălat hainele, le-am pus pe mine și m-am rugat să mă descurc. M-am descurcat. Cu toatele vă puteți descurca, într-adevăr, dacă vă asumați riscul. Și acum, în zilele noastre, este mult mai ușor pentru că există cine să vă ajute.
Interviurile care urmează au fost realizate la penitenciarul de femei Târgșor. Printre deținutele aflate aici sunt și femei care și-au ucis partenerii de viață după ce ani de zile au fost abuzate de aceștia. După o viață de chin, s-au condamnat singure la ani grei de închisoare, și-au încărcat conștiința cu o crimă și-au lăsat copiii pe drumuri. Pentru protejarea identității persoanelor intervievate, numele deținutelor au fost schimbate. Tu regrezi ce s-a întâmplat în viața ta? Nu știu, s-au supărat cu el așa cum m-a lăsat Dumnezeu ca să supăr până la ceas de moarte. At minde închitor ochiile, ochiile de-a strubală cu ea și mică, lasim pe așa. Minec și-a gândul, așa închid de ea și tu ne-a dichiușo, minde. Vi se pare gravă infracțiunea pentru care vă aflați aici? Da, e o faptă foarte gravă. O regret. Orfană de mamă, Cristina a fost măritată pe o jumătate de litru de rachiu. La începutul clasei a 11-a a fost nevoită să renunțe la școală și a avut, alături de partenerul ei, 5 copii. A stat 17 ani într-o relație bazată pe violență verbală, emoțională, fizică, sexuală. A crezut că trebuie să îndure tot pentru a menține familia întreagă. Până într-o zi, când a fost prea mult și 5 copii au rămas fără ambii părinți. O familie în care există violență nu este o familie. Copiii tăi merită să trăiască în siguranță. Din ce cauză știi aici? L-am omorât pe fostul meu concubin. Am trăit în anturaj 17 ani cu el. Era dezastru mare. Când s-a dezvoltat și el, a început și el să muncească. Nu știu de unde, din firea lui, nu știu. Gelozia asta îi punea cap. Când eram mai tânără, nu țineam eu cont de chestii din astea, că nu-mi dădeam eu seama ce înseamnă. Am început și eu să muncesc când am văzut că nu prea mai merge la muncă. Am început să mă duc, trebuia să-mi cresc cei doi copii. Mai încolo a trecut și câțiva ani. Tot așa se întâmpla, tot mai des mă întreba. Începeau bătăile, dar de fapt bătăile erau de la bun început, de când m-a luat. El avea 16 ani, eu 17. Am avut cu el într-un final 5 copii, de care sunt foarte mândră de ei. Măcar lucrul ăsta mi-a rămas. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-au pățit nimic la câte am îndurat. Știind că n-am încotro unde să mă duc, trebuia să fac ceva să scap eu sau el. Și așa găseam fel și fel de lucruri, chestii, să fug, să plec, să mă duc înolt, nu știu, să mă otrăvesc. Aveam doi copilași pe atunci. Dar nu știu, instant mi apăreau copilașii. Mă lua mila aia, nu știu, teama aia că n-are cine să-i crească. Noi amândoi fiind orfani, fără părinți, n-aveam cu cine lăsa copiii. Trăiam cu speranța că hai că se va veni el și își va da seama. Nu, deci îmi mergea relația tot mai rău devenea. Și tot mai mult beia și tot mai mari, mai groaznice bătăi. Așa cum mă bătea pe mine, așa exact bătea și copiii. Dani, băiatul de 12 ani, care are acum 12 ani, nu știu cum să vă spun, într-o minte de copil zace o minte de... Într-un corp de copil zace o minte de om bătrân. În ultimul timp, cred că cu ei doi mi-am petrecut zilele alea la greu și la bine. Și cum ai făcut chestia asta? Doamne, știu că ți-o iau înainte și este foarte păcat, știu. Și ca și când și-a întors capul și ar fi zis, bine, hai, fie, nu știu, am avut o senzație că am vorbit cu el în seara respectivă. El venea de unde venea, de la muncă. Atunci s-a întâmplat. Da, ne-am certat toată ziua. M-am pus pentru băiat să nu-l mai bată. Deja mi-a ajuns până la gât când am văzut că a luat coada de mătură și a dat în el fără să aleagă că e copil și că n-are nicio vină. Și ca niciodată n-am avut îndrăzneală în 17 ani de zile să, nu știu, cu un deget sau să-i spun o vorbă urâtă, nu m-am atins. Totul a răbdat și a încălcat. Am lăsat. Ți era frică de el? Da, foarte frică mi-era. Mi-a oprit fetele de la școală. Le-am măritat de la vârste fragede, fără ca eu să fiu de acord. Și cum ai făcut-o? Ce ai făcut?
Da, în seara aia, v-am spus, ne-au bătut pe amândoi, pe mine și pe băiat. I-am spus, acum, dă-i, asta este, suport, dă-i, cât vrei și cât poți. Și am stat și m-am gândit, când mi-a venit și fetele măritate, și chinuite, și bătute, și copiii mei opriți de la școală, și înjurați, și bajucoriți. Păi dacă stau bine să mă gândesc în ăștia 17 ani, odată nu mi-amintesc să un copil să fi fugit la el în brațe, să-i fi spus, tati, ce, deja era pe la 12, toată lumea dormise și în sat, și acasă, și vecinii toți. Doamne, Doamne, iar va veni mâine dimineață, iar se repetă aceleași. Deja era ceva, noaptea când venea pentru mine era ceva de frică, de groază, nu știu, noaptea când venea. M-am trezit iar, vreo 5 minute am stat în pat, m-am trezit. Am dat drumul la foc ca să încălzez laptele la micuț, în caz de ceva, măcar să aibă laptele cald acolo. Repede, brusc, m-am sculat de la sobă, nici n-am apucat să fac focul. Mi-am luat o grijă de pe suflet că știam că ziua următoare nu o să mai suferim nici eu, nici copiii mei. Îți pare rău de ceea ce ai făcut? Nu știu dacă stau bine să mă gândesc. Cred că așa a fost soarta să fie, nu știu. Doamne, iartă-mă că ți-am luat-o înainte. Nu trebuia să fac eu treaba asta, că tu ne-ai dat viață, tu să ne-o iei. Dacă ai dat timpul înapoi, ai schimbat ceva? Lăsam așa și sufeream cu el. Sau poate, nu știu. Nu știu, sau sufeream cu el așa cum m-a lăsat Dumnezeu, ca să suferi până la ceas de moarte. Îmi pare foarte rău că i-am dezamăgit. Ana a avut o viață foarte grea. Singură la părinți, a fost abuzată sexual în mod repetat de tatăl ei. Traumele emoționale au lăsat urme pentru totdeauna. Din dorința de a pleca de acasă, a trecut dintr-o relație abuzivă în alta. Mama a 4 copii a ajuns în penitenciar pentru uciderea băiatului ei în vârstă de 4 ani, împreună chiar cu tatăl acestuia. Abuzul lasă urme, pe viață. Să-mi spui, te rog, de ce ești tu închisă? De ce ești aici? Cu omor. Și pe cine ai omorât? Pe băiat. Care băiat? De 3 ani. Cum îl chema? Petruș. Și ce pedeapsă ai primit tu pentru... De 20 de ani. Se purtau frumos cu tine, părinții tăi? Numai mama atât. Și tata? Tata nu. Că tata la 12-13 ani făcut... Dar mama a știut? A știut. Mama n-a făcut la poliție o sesizare că tata a abuzat de tine. S-a dus ea, s-a dus mama la poliție, a zis că nu e adevărat, că soțul ei nu face așa și tot pe el credea. Când vinea el acasă, trebuia să stau cu el acasă. Te obliga să stai cu el, da, tata? Da. Și m-ai abuzat de tine dacă rămâneai doar tu cu el? Da. Și poți să povestești puțin ce s-a întâmplat când a murit copilul? A venit beat, norocit. Și m-a luat și pe mine și la bătaie și la băiat. Omor copilul, așa a zis. Și tu n-ai putut să-l împiedici? Păi nu, că era și beat și și bătaia m-a bătut. Te-a bătut înainte? Da. Și după aceea l-a bătut. Pe copil? Că zice, nu stă pe uliță, că plânge, că el e învățat la uliță. Încă nu mergea la uliță copilul. Da, avea 3 ani, dar mai făcea și pe el, mai era copil mic. Și avea tras, nervi, avea... că lui plăcea băutura. Și pe aceea l-a bătut, până l-a omorât. De ce crezi tu că sunt supărați copiii pe tine? Că zici că am făcut eu treaba asta. Și tu ce simți? Ți-e dor de ei? Da, mi-e dor de ei, plâng, am poze cu ei, plâng cu ei. Și nu ți-a dat în gând niciodată să mergi la poliție să spui că se poartă urât și te lovește și... Nu știu nici cate, nici să scriu. Dar trebuie să scrii, povestești, să povestești. Tu regrezi ce s-a întâmplat în viața ta. Dar tu pe tata l-ai iertat că s-a purtat așa cu tine? Da. Timea și soțul ei nu au putut să aibă copii.
au fost doar ei doi o viață întreagă. A stat alături de el 38 de ani, suportând de câte ori el consuma alcool, abuzuri neștiute de nimeni. Nu a cerut ajutorul, i-a fost frică. În spatele ușilor închise, cu prea puțină dragoste și prea puțin respect, la apusul vieții au ajuns doi dușmani. În loc să-și trăiască bătrânețea în liniște, Timea a ajuns în penitenciar pentru omor. Nu poți fi ajutat dacă nu cere ajutorul. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nevem Helene, és tudja, miért vagyunk itt, hogy beszélgessünk arról, ami magának történt. Igen, azért vagyok itt elítélve. Igen. Mondja meg, hány éves? 64 éves vagyok. 64 éves, és mikor történt? Ez márciusban történt, 2014-ben, március 21-én. És akkor miért volt maga lefogva? Hát, meggyilkoltam a késsel, megszúrtam a kézzel. Szóval gyilkosságért. És hány évet kapott? 7 évet. 7 évet. És férnél volt akkor a férje volt, és hány évig voltak házasok? 38 évet, de 38 évet úgy éltem le, hogy mi volt sokat, sokat kellett meneküljek előle. Gyermekei vannak? Nincsen. Nincsen? Nem. Nincsen, csak a férjével Igen. voltak. Uh-huh. És akkor el tudja nekem mesélni, mi volt, mielőtt a gyilkosságig jutott. Szóval 37 évig voltak házasok, és mikor kezdődtek a problémák? Hát a mának kezdettől, csak nem volt olyan veszélyes. Sokat felt, sokat aludtam a szomszédokban, úgyhogy tanú is van. Uh-huh. Deli van írva a doszárban, hogy 125 tan. Tanú van, hogy milyen életet éltem. Uh-huh. 7 hónapig külön voltam, ott hagytam, hogy visszahívott, hogy megjavul, nem iszik több. Uh-huh. Szóval 7 hónapig maga elment a lakásba, igen, és a lakásba. Másoknál lakott? A szülői házhoz uh-huh. ment. Uh-huh. És ott a szülők elhajtak, és nem volt hova menjek más. Uh-huh. Mellette voltam. És akkor nap is hívott volt. És meg akart várni, kérte a nyugdíjat, uh-huh. sokat hívott, kérte a nyugdíjat, uh-huh. hogy adjam oda. Szóval onnan jött a verés, hogy sokat hívott, és akkor pénz kellett arra, hogy tudjon többet inni. Uh-huh. Szóval kell. Jól értettem. És próbált, mondta, hogy vannak tanúk, mondta, hogy mások is tudták, hogy ő magát nagyon veri, és hogy nagyon sokat iszik. Mesélte valakinek el, hogy mi történt? És mi történik, és mennyit kínozza magát? Elmeséltem. Itt ott a szomszédokban elmeséltem. Uh-huh. Tudták a szomszédok, mert ott aludtam. Uh-huh. Egy szomszédasszonynál, ő fogadott be. Uh-huh. Volt valaha reklamálja a rendőrséghez? Nem mertem reklamálni. Nem mertem, mert az tányegyet hűzött akkor uh-huh. is, ha uh-huh. jelentem a rendőrséget. Uh-huh. Uh-huh. És mi történt akkor, mikor meggyilkoltam? Hogy jutott odáig? Hát akkor mondtam, hogy akkor is meg akart várni, és a dizi jött. Ma nem tudom, hogy valami milyen érzés. A házba volt? Igen, a házba. Uh-huh. házba. Uh-huh. És hol történt? A szobában, másfelé? A konyhába. A konyhába. A konyhába. Uh-huh. A szerencsétlenségemre a kés ott volt uh-huh. az asztal. Elől volt a kés. Uh-huh. Fogtam a kés, megszúrtam. Úgyhogy azonnal megkor. Csak akkor bementem a szomszédba, az unoköcsi, és mondtam nekik, hogy hívják a rendőrséget. Igen, szóval maga már akkor elismerte, hogy megtette. Igen, elismertem uh-huh. már. Mit gondol, hogyha tudta volna, hogy vannak olyan emberek, és vannak olyan helyek, ahova mehet, hogy megszabaduljon az ilyen, egy ilyen házasságtól, vagy egy ilyen lakásból. Másképp történt volna minden, vagy akkor sem mert volna csinálni semmit? Mert akkor, mikor maga fiatal volt, akkor nem voltak. Nem volt hova menni, ugyebár. Elment a szülei házba, vagy elment a szomszédokhoz, de nem mert a rendőrséghez menni, nem mert másokhoz menni, hogy segítséget kérjen. Nem. Most lehetne, hogyha most visszanézne, megpróbálna azért mégis, hogy valahonnan olyan specializált igen, helyről kérjen segítséget, hogy ne jusson ide. Segítséget kérjen. Mm. Akkor lenne most már mersze, hogy kérjen segítséget. Igen, most lenne. És tudja, hova mehetne, hogy kérjen segítséget?
Mikor rendőrség is? Mert most már azok is tudnak segíteni. Ott akartam mondani, hogy a rendőrségre. Egyszer lemúlik az a 7 év, és maga megint kimehet és szabad lehet. Mire gondol, mit fog csinálni? Hát mindenkit arra kérek, akivel ezt próbálok, hogy ilyesmit még a veszibe se. Mindig se gondolja senki az ilyesmit, hogy addig jusson, mindig jutott. És a fiatalasszonyoknak mégis mit mondana? Hogy ne jussanak ide. Mit csináljanak? Tehát inkább hagyják ott, inkább hagyják ott, mint hogy ha ilyen helyzetben vannak, mindig voltak. A avut parte de un soț agresiv care a bătut-o până a avortat primul ei copil. Mi-a ucis băiatul, spune ea. Al doilea soț nu a bătut-o, dar amenințările și jignirile lui au lovit-o la fel de tare. În liniștea nopții a ucis. Violența nu se combate cu violență. Oficial, infracțiunea pentru care vă aflați aici se numește omor deosebit de grav. Omor deosebit de grav cu încadrarea pedepsei de 15 ani. Vi se pare gravă infracțiunea pentru care vă aflați aici? Da, e o faptă foarte gravă. O regret. Îmi pare foarte rău pentru ceea ce am făcut, că nu trebuia să fac lucrul ăsta. Dacă ar fi acum la momentul potrivit să fiu cu mintea de acum și cu timpul de atunci, mi-aș lua copiii, aș pleca de acasă și l-aș lăsa pe el în casa mea până s-a decidit că pleacă de la mine și după aceea m-aș întoarce înapoi cu copiii să-mi cresc în continuare. Și ce vârstea? Fetița mea face 20 de ani și băiatul meu 15. A început să o înjure. De ce o bătea? Nu știu, nu-i mai convenea de ea, o făcea în toate felurile, o jignea foarte tare, o făcea... Îi spunea niște vorbe care nu pot să mai exprim aici. Făcând... Și dumneavoastră îi luați apărarea? Normal că îi luam apărarea la copilul meu, pentru că este din prima căsătorie, fetița mea, și am crescut-o singur de la 2 ani. Și pentru mine copiii sunt viața mea. Deci era primul meu copil. De fapt, era al doilea meu copil, pentru că primul copil l-am pierdut la 8:30 la spital la Iași, din cauza bătăielor la primul soț. Deci istoria de violență e deja mult mai lungă. Da. V-ați căsătorit prima oară la ce vârstă? La 22 de ani, 92. Era tot același fel de om ca și ăstălalt. Consuma alcool foarte mult, nu se ținea de lucru unic. În momentul când consuma alcool, devenea foarte violent. Acasă la mine, doar de vreo 2 ori m-a lovit pe un soț. În Timișoara m-a lovit cel mai mult. Era un om foarte gelos. Copilul, cum l-ați pierdut? Copilul l-am pierdut din cauza bătăilor. Am născut mort băiatul. Îl învinovățiți cumva de pierderea copilului? Da. Ce v-a făcut să găsiți în dumneavoastră puterea să divorțați de acest om? Faptul cu violența, am luat-o faptul cu pierderea copilului meu. Ați pornit pe alt drum? Am pornit pe alt drum, da. Puteți să-mi povestiți în ce constă infracțiunea? S-a întâmplat în 2003, în luna lui decembrie. Când soțul meu s-a întors din Italia, a început din nou să lege de fetița mea din prima căsătorie, să o înjure, să continue din nou, să o facă în toate felurile, să-i vorbească vorbi urâte, să nu o suporte la masă. Au început o perioadă de jumătate de lună de ceartă, bătăi asupra mea, asupra copiilor mei și am spus să facă tot posibilul să plece de la mine și mi-a spus așa: voi pleca de aici doar în momentul când eu te voi omoră pe tine, băiatul meu va merge la mama mea, iar fata va rămâne cu măta. Asta era cuvântul lui care el spunea despre mama mea. În situația care a venit el din Italia, nu mai era omul care a fost. Era un om schimbat, era un om total, eu am zis că este drogat. Și a continuat să consumi băuturi alcoolice, din ce în ce mai mult, ceartă,
mai lipsea noaptea de acasă, în timpul ăsta s-a culcat cu o nepoată de mea care avea 15 ani. Vă simțeați viața amenințată, da, sau erau doar vorbe? Nu, deci mă simțeam amenințată pentru că avea o... Și fața lui era schimbată, deci privirea lui avea, ziceam că e om nebun. În jurul dumneavoastră ați încercat să găsiți ajutor de la părinții dumneavoastră? Nu discutam cu ei problemele mele, deci vedeau, se mai băgau din multe ori și spuneam lui mama mea să-și caute de familia ei, să-mi lase când rezolve problemele din familia mea, dacă știam că se ajunge aici, probabil că discutam cu ea mai mult. În seara aceea a venit acasă? A venit acasă în seara de 23 spre 24 decembrie. A venit de unde o fi fost plecat, beat, cu o sticlă de vin în mână pe jumătate consumată. Ne-am pus la masă amândoi, am mâncat, s-a dus și mi-a luat o sticlă de vin de la magazin. A băut și sticla aia, după care a zis, ai grijă că noaptea asta se va întâmpla ceva ce nu s-a întâmplat niciodată. M-a luat o frică, m-a cuprins o frică puternică, mă gândeam decât la copiii mei că sunt mici și vor rămâne fără mamă. Ne-am dus în casă, a început cearta, copilul a dormit și el. Mă uitam la televizor, la un serial acolo și dintr-o dată mi-am adus aminte din nou de ceea ce îmi spunea la fetița mea, cum o jura, cum îi făcea, cum să-i facă, să-i dreagă, să-i... Și am zis, gata, zic, ăsta dacă s-a culcat îmbrăcat, zic, când se trezește și eu adorm, zic, mă omoară. Și după ce a adormit, după o perioadă, să zic așa, de vreo oră, m-am dus afară, deci mi s-a ridicat sângele în cap, așa, dintr-o dată am văzut negru în fața ochilor, pentru că știu cum am crescut fetiță și că din mult o iubeam și să ajungă unul care nu este tatăl ei, să o bată, să o înjuri și să-i spună tot felul de prostii. Am zis, Doamne, ce-am făcut? Vă dați seama că... Mă întreb, cum ați trăit în perioada de după comiterea faptei până la momentul la care ați mers la poliție? Luat un tratament pentru psihic, pentru că deja picasem într-o depresie. În cele din urmă ați mers la poliție? În cele din urmă am mers la poliție și... La ce visați pentru când veți ieși din închisoare? Când voi ieși din închisoare, vreau să fiu alături de copiii mei. Viața și destinul lor nu s-ar fi frânt dacă ar fi cerut ajutor. Apelează la poliție, la direcțiile de asistență socială, la instanțele de judecată pentru a obține un ordin de protecție, la ONG-urile care oferă consiliere și adăpost. Informează-te! Nu-ți face singură dreptate!